Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Sticker, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Uită-te la poza asta. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No. Sunt eu de acum câțiva ani. Nu eram mulțumit deloc de modul în care arătam și căutam metode pentru a arăta mai bine și încă sunt în căutare pentru că nu trebuie să te oprești niciodată, dar diferența dintre atunci și acum zic eu că e destul de vizibil. Astăzi vreau să vorbim despre 7 motive pentru care te poți considera urât, dar atenție ce înseamnă urât pentru mine. Nu are nimic de a face cu trăsăturile înăscute pe care nu le poți schimba. Urât ești atunci când poți arăta de 9 sau chiar 10, dar pentru că nu te interesează și nu îți pasă de aspectul tău, arăți de 5. Primul motiv pentru care ești urât este că ai o freză nașpa. Adolescent fiind, e normal și natural să te inspiri de la vedete, mai exact de la fotbaliști. Asta am făcut și eu. Dar există două mari probleme aici. 1. Acei fotbaliști la care te uiți tu au un tip de păr complet diferit față de al tău și 2. Frizerii la care se tund ei cer mult mai mult decât îți cere frizerul tău. Prin urmare, nu poți să-i ceri frizeriței tale să-ți facă nu știu ce steluțe sau dungi în cap dacă ea îți cere 10 lei pe tunsoare. Pur și simplu nu funcționează. Poți să alegi o frizură mai simplă care nu necesită un grad de pricepere din partea frizerului atât de ridicat sau dacă chiar vrei ceva special, poți să te duci la o frizerie care cere un tarif mai mare, dar și tunsorile sunt de calitate. Al doilea motiv pentru care ești urât, ai coșuri sau puncte negre. Majoritatea adolescenților au problema asta când ajung la pubertate și puțini sunt norocoși care nu au coșuri. Dar există totuși soluții sau creme pe care le poți găsi în magazinele de cosmetice sau chiar la farmacie. Am să las linkurile de la toate produsele pe care le folosesc eu pentru față în descriere. Nu m-au scăpat definitiv de coșuri sau puncte negre, dar totuși au redus semnificativ numărul lor și dacă ai probleme cu așa ceva, îți poate afecta încrederea de sine foarte mult, știu din experiență. Deci e foarte important să ai grijă de aspectul pielii tale. Al treilea motiv pentru care ești urât, ai mustață pubertină. Când mi-a dat prima dată mustața, am crezut că sunt cel mai șmecher om de pe pământ. În sfârșit, aveam și o barbă. Problema e că acea mustață pubertină sunt doar niște fire care îți apar deasupra gurii și nu prea se numește barbă. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în momentul ăla este să dai o fugă până la magazin și să-ți cumperi o lamă de ras ca să dai 1000 de aia jos de pe fața ta. Așa cum am spus și în alte videoclipuri, părul facial este o problemă genetică, nu poți să accelerezi procesul și nici să-ți apară o barbă din neant. Trebuie să aștepți, eu nici acum la 19 ani jumate nu am o barbă care să fie completă sau să fie ajuns la maturitate. Totuși, dacă ai acolo câteva fire cu care poți să lucrezi și îi dai conturul potrivit și o așezi cu o perie de păr facial, barba ta poate arăta decent. Dar dacă ai numai mustață și pe laterale nimic, e timpul să dispară. Al patrulea motiv pentru care ești urât este că ai ciarcăne. Ciarcănele apar din cauza lipsei somnului sau a deshidratării. Așa că trebuie să te asiguri că dormi între 6 și 8 ore pe noapte și pe timpul zilei să bei multă apă. Înainte de culcare, bea o cană de apă și când te trezești încă una, pentru că este o metodă foarte bună pentru a-ți menține corpul hidratat și a preveni ciarcăne. Pe lângă asta, pe parcursul zilei, asigură-te că ai o sticlă de apă la îndemână și termină-o până când se lasă seara. Asta plus minim 6 ore de somn pe noapte te va asigura complet împotriva ciarcănelor. Al cincilea motiv pentru care ești urât este că ai dinți galbeni și pe lângă asta o respirație urât mirositoare, combinația fatală. Am făcut un video întreg pe această temă, la în colțul din dreapta al ecranului. Du-te și vizionează-l pentru că zâmbetul este cea mai importantă carte de vizită a ta și dacă este alb și așa cum trebuie, s-ar putea să te viziteze și niște fete. Al șaselea motiv pentru care ești urât este că nu îți tai unghiile. Din nefericire, eu am un tic nervos și îmi tot vine să-mi ciupesc pielea și dacă am unghiile mari, toată pielea moartă și toată mizeria de pe suprafața pielii va intra sub unghii. Iar unghiile mele vor arăta de parcă tocmai am venit de la săpat. De aceea e foarte important să stai unghiile măcar o dată pe săptămână sau chiar mai des dacă ai ticul de ațile roade, pentru că sub ele se află bacterii de nici nu-ți poți imagina. Și în final, al șaptelea motiv pentru care ești urât este că nu faci sport. Când am fost prima dată la sală în clasa nouă, pot să spun că a fost una dintre cele mai bune alegeri din viața mea, pentru că m-a motivat atunci când am văzut că mi se schimbă corpul și datorită complimentelor pe care le primeam, am prins și mai multe
multă încredere în mine. E adevărat că e mai greu acum să te duci la sală cu pandemia asta, dar asta nu înseamnă că nu poți să faci acasă sau chiar afară, te duci la alergat sau în parc, poți să faci tracțiuni la bară dacă găsești o bară. Există multe metode pentru a schimba corpul dacă nu ești mulțumit de modul în care arată, trebuie doar să ai voință. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune E în reușită, nu rateu! Pa, pa!